Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă emisiune de promovare electorală. Sunt Elena Parapiru, iar invitatul meu din această seară este domnul Lilian Boț, primarul Comunei Liești și candidatul Partidului Național Liberal la continuarea pe aceeași funcție. Bine ați venit, domnule Boț! Bună seara, bine v-am regăsit! Cum se desfășoară până în acest moment campania electorală la Liești? Da, suntem în a doua săptămână de campanie electorală, de alegeri locale, cum este și în toată țara, și constat că sunt niște atacuri nefondate datorită faptului că ceilalți contracandidați care s-au înscris în curtea electorală stau mai prost în sondaje decât mine și inventează fel și fel de acuzații nefondate la adresa mea pentru perioada în care am fost primar în cele două mandate, în 2008 până în 2016. Înțeleg că v-ar acuza și de faptul că au dispărut 3.000 de locuri de muncă. Ce puteți să spuneți despre lucrul acesta, domnule primar? Da, bineînțeles. Nu știu dacă au dispărut 3.000 de locuri de muncă, pentru că dacă până în 2008 erau în comuna Liești în jur de 3.000 de angajați, persoane ocupate cu un contract colectiv de muncă, și în momentul de astăzi în comuna Liești sunt cam tot aceleași persoane, cam același număr de persoane angajate, dar trebuie să luăm în calcul că nu s-au desființat aceste locuri de muncă datorită primarului. Ne aducem bine aminte că la sfârșitul anului 2008 a venit criza economică. Așa este. Când s-au mai diminuat numărul locurilor de muncă. De asemenea, în 2009, acționarul majoritar de la fabrica de zahăr Liești a hotărât să strămute angajații, să-și mute locul la Urziceni, și au mai rămas doar în jur de 10 angajați. Fabrica așadar nu s-a închis. Fabrica nu s-a închis, dar în continuare fabrica a plătit impozite către comunitatea locală, fabrica a mai avut și unele activități legate de împachetarea zahărului, dar știți dumneavoastră, dacă înainte lucrau în jur de 400 de oameni în acea fabrică și nu neapărat că erau numai din Liești, erau din Drăgănești și până la Independența erau oameni. Contracandidaților le vine ușor să mă acuze că nu am știut cum să fac să reduc impozitele și taxele pentru și de tocmai de aia au plecat patronii la Urziceni. Cred că în aceeași perioadă a apărut și impozitul forfetar. Bineînțeles, un alt ciocan asupra economiei naționale a fost și introducerea acelui guvern forfetar când s-au închis multe asociații familiare, multe societăți care erau mai mici și totuși la țară o societate care are un loc sau două locuri de muncă contează pentru economia localității respective. Deci și impozitul forfetar nu l-a pus primarul, așa a venit timpul, știm cine a dat acel impozit forfetar și să sperăm că nu o să se mai întâmple așa ceva. Continuă controversa privind dimașurile, domnule primar. V-am mai spus, încă de la alegerea mea în primul mandat, deci cu imașurile se spunea de către vechea conducere că vine Boț și dă imașul cui nu-i trebuie. Ceea ce nu a fost adevărat. Eu inclusiv ce am restituit vechilor proprietari, ce am pus în posesie, am pus doar pe semnătura vechiului primar și pot dovedi cu acte pe situația în care erau hotărâri de comisii locale, hotărâri de comisii județene, hotărâri judecătorești, să nu
creadă cineva că în momentul în care se schimbă primarul, el poate să schimbe și legile. Nu! Deci când vine primarul, el trebuie să continue. Următorul primar trebuie să ducă în continuare ceea ce s-a hotărât în mandatul trecut. Asta nu înseamnă că dacă noi acum am depus proiecte pe asfaltare, am primit undă verde pe Programul Național de Dezvoltare Locală pentru asfaltare, să spunem că eu nu mai ies primar, celălalt care vine din urma mea, domnule, era proiectul lui Boț, nu este bun, îl anulăm, nu-l ducem. Răspunde. De asemenea, se mai merge prin piața agroalimentară din centru. Într-adevăr, și se minte lumea că dacă vine altcineva, va face o piață agroalimentară în centru, modernă, și țin să le spun cetățenilor din comuna Liești, și poate aud și contracandidații care lansează aceste zvonuri, că noi la Liești avem o piață construită prin fonduri europene. Cine dorește să mai facă altă piață, da, o face pe banii lui și pe terenul lui. Pentru că, alminteri, cei care vor vota Consiliul Local, este deliberativul, și cu primarul, vor da bănuții înapoi. Cei 200.000 de euro pe care i-am luat de la Uniunea Europeană. Și dacă tot vorbim despre bani, zvonurile spun că ați fi moștenit o adevărată avere în momentul în care v-ați instalat primar la primăria Liești. În ce măsură este adevărat acest lucru? Doamna Parapiu, nu aș vrea să vin acum și să mă plâng de vechea moștenire, să greaua moștenire pe care mulți o pun pe tapet. Când am venit la primăria Liești, nu am găsit o căruță de bani cum se vehiculează. Dacă cetățenii își aduc aminte, până a venit eu și cu echipa mea liberală la conducerea Comunei Liești, lucrări se făceau doar în anul electoral sau cu un an înainte. Deci e și asta o strategie. Se strângeau toți banii, deci nu se cheltuiau banii, se puneau în fondul de rulment și pe ultimul 100 de metri veneau, gen cum s-a venit în 2008, cu modernizarea drumurilor cu lidonit, pe 8 km, cu acel șanț din centru care este în care se împiedicau cetățenii și nu mai puteau să meargă la magazine, deci tot în campanie electorală. Și nu trebuie să uităm, dacă, așa cum se spune, erau bani, de ce nu au făcut ceilalți care au fost înaintea mea? De ce nu au făcut trotuare? De ce nu au modernizat școlile? De ce nu au făcut drumurile din câmp? De ce mi-au lăsat mie? De ce nu au făcut parcelările cadastrale? În mod sigur există un punct de vedere și al celorlalte părți. De ce părți? Nu au făcut? Adică suntem ca în situația în care, dacă o luăm și pe literatură, era un personaj, Hagi Tudose. Păi cum, ce faci? Stai cu banii în primărie necheltuiți și umbli cu pantalonii rupți în genunchi? Deci asta eu țin să spun și încă o dată. Deci banii care erau și cred că în fondul de rulment, ce nu a mai apucat să cheltuiască fostul primar, până în 10 miliarde vechi. Deci nu este o sumă nici mare, nici mică. Dar totuși, dacă mai avea timp, îi cheltuia și pe ea cum i-a cheltuit pe toți banii în timpul celor 8 ani de mandat pe care i-a avut din 2000 până în 2008. Nu am, când am venit în primărie, nu am găsit și o străzi asfaltate cum sunt în comunele învecinate. Nu am găsit un serviciu de salubrizare cum era în comuna învecinată la Ivești. Deci Iveștiu a accesat un fond european și a luat mașină de gunoi și pubele, ceea ce eu a trebuit să strâng, să chivernisesc cum trebuie banul nostru de la taxe și impozite, să cumpăr mașini, să curăț comuna, doamnă, pentru că când am venit, tot se vorbește de imașuri. Era o platformă de gunoi de 10, ocupa 10 hectare de imaș. Au uitat oare leștenii? Nu cred că au uitat. Pentru că eu am curățat gunoiul respectiv, am mutat platforma de gunoi, le-am închis pe celelalte. De asemenea, mai era un pic pe imajul la Șerbănești și ajungea gunoiul până în ușa abatorului. La Devale, înspre Siret, unde actualmente am construit stația de epurare,
era o platformă de gunoi mare de vreo 10 hectare și acolo în care au venit doi proprietari al de familia Costin și m-au rugat insistent, domnule primar, un an de zile nu am lucrat terenul și într-un an de zile uitați cum s-a depus gunoiul cu permisiunea autorităților locale de la acea vreme. Și am cărat și gunoiul la doamna Parapiu. Și sunt 4 hectare care sunt folosite de proprietarii de drept. Deci vă dați seama ce se întâmplă, de ce am stat cu banii necheltuiți și să-i lăsăm pe mâna unui neisprăvit care vine după noi? Deci nu, astea sunt acuzații. Nefondate sunt minciuni și chiar doresc să ne găsim față în față cu toți candidații și să dăm lucrurile pe față. Să evităm cât putem termenii duri, asta este important, și să ne gândim că totuși, uitați, s-a consolidat o grădiniță. Să nu uităm de lucrul acesta. Este important? Da, este important de amintit că grădinița de la școala 2, fosta casa pionierului, s-a consolidat cu 12 miliarde vechi. Păi cu 12 miliarde vechi făceai două grădinițe, doamna Parapiu. Și grădinița respectivă nici în ziua de azi nu este funcțională. Pentru că am mutat-o... După ce au fost băgați toți banii aceștia, păi, care ar fi fost... Da, dar 12 miliarde s-au băgat doar pentru consolidare. S-au turnat 4 sau 6 stâlpi și o centură. Atât. Spațiile, interiorul nu este modernizată, iar noi vrem să depunem un proiect acolo, să facem un club al copiilor, un centru de ăsta after school, pentru ca și copiii noștri să beneficieze de condiții asemănătoare celor de la oraș. Ce putem vă spune, domnule Boț, și despre parcelarea terenurilor? Pentru că acolo înțeleg că e nevoie de intabulare. Doamna Parapiu, dacă nu ai intabulate terenurile, niciun investitor nu îți vine, pentru că nu ai o situație clară a terenurilor. Am mai și spus într-o ediție precedentă, când ne-am întâlnit, că totuși port în spate acea promisiune a mea de a da înapoi cetățenilor procentul ăla de 8 și 12%. Dar neștiind ce pământ am pe faptic, deci nouă ne trebuie ca să dăm 8 și 12% 600 și în jur de 630 de hectare, 624 sau 625 de hectare. Da? Și noi când am inventariat acum odată cu parcelarea cadastrală, am găsit 150 de hectare. Cum poți să dai? Deci nu se poate. Deci pentru chestiunea asta trebuie apelat ca oamenii să fie despăgubiți în bani. Deci nu avem altă situație. Deci eu când am venit nu aveam niciun teren parcelat. Acum avem în jur de 80% parcelări cadastrale. Cetățenii vin, merg și-și fac o intabulare pe terenul extravilan aproape gratis. Plătesc adeverința de rol și certificatul fiscal de la primărie, care 8 lei, și o declarație notarială la notar de 12 lei și cu 20 de lei ți-ai intabulat terenul fără să dai 1500 sau 1000 de lei, 10 milioane sau 15 milioane de fiecare bucățică. Eu zic că este un câștig. Deci nu au făcut nimic ceilalți dinaintea mea. Nu-i acuz, pentru că totuși ei au fost implicați și în punerea în posesie, în scrierea titlului, nu? Și n-a fost un lucru ușor, doamna Parapiu. Dar stau și mă uit alte comune cum au făcut intabulările. Că atunci intabulările erau gratis, le făcea OCPI-ul. Ei, când am venit eu nu le mai făcea gratis OCPI-ul, a trebuit să le suportăm din bugetul local. Sunt ani care au trecut pe lângă noi, precum trece acceleratul prin haltă și nu oprește, la fel așa au trecut multe chestii pe lângă comuna Liești. Ce credeți? Că eu am venit la Liești ca și primar, că nu aveam ce face? Eu aveam un serviciu, eram la dispensarul veterinar, dar eram tânăr și eram nemulțumit de ceea ce se întâmplă la noi în comună. Și am spus, dacă tot am venit din județul Vaslui, soția mi-am adus-o de la liceu, de la Galați, mi-am adus-o la comună. Totuși, cu echipa tânără, că eram numai tineri, eram în echipa liberală și acum suntem în continuare, dar nu mai suntem tineri, că au trecut 8 ani peste noi. Asta nu înseamnă că suntem bătrâni. Nu, dar nu mai avem, de tineri, nu mai avem vârsta dinainte, dar avem înțelepciunea și experiența.
altfel față de momentul 2008. Și am venit ca să facem ceva în comună, să se cunoască. Vrem să progresăm, nu vrem să regresăm și să stăm doar să facem acuzații și să ne plângem. Nu, Doamne. Nici nu mințim lumea, le spunem adevărul, chiar de spun adevărul. Că știți, multe ori adevărul doare și mai ales în campanie electorală, cetățenii vor să le spui exact ce își doresc ei. Totuși, dacă eu mă mai găsesc cu ei, le promit mare acusarea și când mă găsesc cu ei, unde este obrazul meu? Al doctorului Boț și al omului Iulian Boț. Nu pot, Doamnă, să-i mint. Și nici un consilier de-al meu, pentru că, așa cum am zis, suntem o echipă valoroasă, suntem oameni care am demonstrat că suntem în stare de ceva și zic că noi vom merge și vom face ca lucrurile în comună să fie foarte bine. Vă cunoașteți comunitatea, exact despre asta vorbiți în acest moment și spuneți că oamenilor le-ar veni foarte ușor să vă atragă atenția dacă le-ați face promisiuni de șarte. Totuși, în momentul acesta, ce vă spun oamenii că își doresc cel mai mult, domnule primar? De ce au ei nevoie în acest moment? Pentru că, în mod sigur, așa cum și-ar exprima dezamăgirea, așa și exprimă și nevoile. Clar, deschis, în față. Da. Și cetățenii mie vin și îmi spun în față, pentru că întotdeauna i-am ascultat, nu le-a fost teamă că or să aibă anumite repercursiuni. Am ținut contactul cu dânșii. La început făceam adunări publice, dar ulterior, pentru că la acele adunări publice veneau aceleași persoane cu aceleași probleme, care mai erau și cu mintea un pic tulbure, și am mers prin sat, mă mai chemau oamenii să mai arate și anumite cazuri la animale, vedeam despre ce e vorba, dădeam și un sfat foștilor mei colaboratori de la dispensarul veterinar. Deci am ținut legătura cu oamenii, iar oamenii mi-au spus și o știu și eu și o simt și eu, doamna Parapiu. Problema principală și pe care nu o neg și nici nu o ascund în Comuna Leș la ora actuală este starea drumurilor. Deci vrem să facem și noi asfalt. Am terminat cu canalizarea și apa pentru că în 2012 în sondajele de opinie pe primul loc era canalizare și apă. Acum toată lumea își dorește asfalt și eu consider că am făcut lucrurile exact așa cum trebuie. Nu în am succesiune logică. Înhămat caii invers. Deci am făcut succesiunea logică așa cum a spus și dumneavoastră, am respectat-o, iar acum începem, pe mulți îi deranjează că noi am spus, eu împreună cu echipa mea, am folosit cuvântul mare asfaltare. Da, era o mare așteptare înainte de marea asfaltare. Și noi am început-o. Deci, cum am mai zis altă dată, sunt primul primar cu echipa mea în Comuna Liești care am adus și fonduri europene. Tocmai de aceea, ca un primar să poată să își realizeze ceea ce își propune, trebuie să aibă și o majoritate în Consiliul Local. De aceea este musai nevoie ca majoritatea în Consiliul Local să fie liberală, pentru ca eu, în eventualitatea în care sunt câștigător al celui de-al treilea mandat, să putem să ducem la capăt toate angajamentele și peste 4 ani să venim și să mergem cu fruntea pe sus, să ieșim pe ușa din față, din primărie și toată lumea să ne să aibă o părere bună despre noi. Cu alte cuvinte, primarul nu poate rămâne fără Consiliul Local, nu poate rămâne fără Consiliul Județean, are nevoie de tot acest sprijin, lucrurile trebuie să-și găsească extensie și în celelalte zone care se ocupă de administrație. Este foarte adevărat. Văd unii candidați care au mai puțină experiență în administrație și vin și spun că dacă ajunge candidatul respectiv în funcție de primar va conduce singur primăria. Nu, doamna Parapiu. Deci nu mai trăim înainte de 1989, când conducea și nici atunci nu conducea doar unul singur, lua hotărâri. Deci trebuie o muncă în echipă, îți trebuie consilieri buni, îți trebuie sfătuitori buni, pentru că nu întotdeauna primarul are cele mai bune idei. Dar munca în echipă, cine vine și spune că va conduce singur, ăla este un visător. Dar te poți face stăpân pe o primărie, oricare ar fi ea? Nu. Nu poți să fii stăpân
peste o primărie. Deci trebuie să ai o colaborare bună cu angajații primăriei, trebuie să ai o colaborare bună cu comunitatea, consilierii locali și, nu ultimul rând, cu comunitatea. Că sunt primari care, în momentul când au ajuns, au uitat de unde au plecat, au uitat să mai dea bună ziua, ceea ce nu mă caracterizează pe mine. Și încă o dată vă spun, eu împreună cu echipa mea niciodată nu am mințit. Chiar dacă ne-am certat, ne-am certat constructiv, ne-am certat pentru ca lucrurile să meargă bine în comunitate. Pentru proiecte și pentru fonduri europene, înțeleg că nu este de ajuns să depui proiecte și să obții finanțare. Nu. Nu este de ajuns doar să depui proiectul ca să obții finanțare. Depinde cum ai depus proiectul, depinde cum l-ai întocmit, depinde ce punctaj, că aceste proiecte îți acumulează un punctaj și din alte lucruri colaterale. De exemplu, un drum. Discutăm la un drum. Ai depus un proiect pe drum. Asta nu înseamnă că proiectanții, cei care au întocmit studiul de fezabilitate, nu sunt buni. Ei ți-au făcut drumul, dar dacă n-au știut ca să lege de un drum național, de un drum european, prin care să treacă prin dreptul unor instituții care care sunt deservite de același drum, drumuri care să deservească un segment mai mare de populație, un drum în care sunt agenți economici. Nu poți, doamna, asfalta acum în Liești, toate drumurile sunt principale și sunt de importanță majoră pentru asfaltare. Chiar am avut discuții cu cetățenii și mi-a spus, domnule, de ce nu asfaltăm și n-a prins în proiect să asfaltăm și ulița stadionului? Și mie mi-ar place să fie asfaltată ulița stadionului, pentru că acolo avem o echipă care evoluează în divizia C și ne vin oaspeți la noi în comună din nordul Moldovei și până în sud, până la Constanța. Deci vă dați seama, dar l-am întrebat, i-am pus întrebarea acelui om, câți agenți economici aveți pe strada respectivă? Păi nu avem, dar trec pe la noi, se duc în altă parte. Nu, pot să treacă și pe Hățaș la Păușești și să ajungă la acel agent economic un butic de pe malul Bârladului. Deci, încă o dată, asta nu înseamnă că nu este importantă și ulița stadionului, dar celelalte uliți, alea de pe mijloc, care sunt prinse în proiect, vor deservi un segment mai mare de populație și, deci, punctajul îți va fi mai mare decât atunci când ai un, să zicem, pe drumurile unde avem noi se deservesc, se circulă pe acel drum 8.000 de locuitori, iar pe acel drum la care am făcut referire, pe strada stadionului, în jur de 500 de locuitori. Cine îți dă punctaj, cine îți dă bani european? Nu îți dă nimeni. La fel și cu școlile. Facem o școală, o renovăm, dar azi ai terminat, ai renovat-o și la anul închizi. Nu se poate. Deci noi avem angajament cu școala 2 și școala 3. Până în 2017 noi suntem monitorizați să nu ne scadă numărul de elevi pe care noi l-am și pus în angajamentul respectiv. Că altfel, dacă noi am fi zis, domnule, 150 de elevi, nu primeam punctaj, nu făceam, doamna Parapiu, școlile respective. Deci nu este ușor să spui că un proiect l-am depus și urmează finanțarea așa cum se vehiculează. Depus și urmează finanțarea sau depus și aprobată finanțarea. Deci în momentul în care ți-a aprobat la oficiul județean la Galați că e conformitatea, că ești conform acolo, că ai hotărâre de Consiliu Local, că investiția se realizează pe domeniul public, deci îți dă conformitate. Dacă asta nu înseamnă că ai și primit. Au fost evaluări. Nu au avut punctaj. Tocmai de aceea, acele proiecte s-au rezumat doar la stadiul de maculatură. Sunt metri cubi de maculatură de pe urma fostului primar care nu și-au găsit o finalitate. Deci noi suntem întrebați de Curtea de Conturi pentru că există acest curent. Dom'le, faceți proiecte, faceți proiecte. Nu poți să faci proiecte fără să știi sigur că ai o sursă de finanțare, inclusiv o sursă, sursa ta proprie. Dar după cum bine vedeți, trăim în România și noi și la Liești, deci nu este o excepție, nu putem să ne realizăm
ceea ce ne-am propus, doar cu fondurile proprii. Deci neapărat ne trebuie o sursă de finanțare externă, fie prin fonduri europene, fie Consiliul Județean, fie Guvern. 30 de secunde pentru un mesaj pentru alegătorii din Liești, domnule primar. Stimați cetățeni, aveți încredere în mine, sunt același om pe care l-ați cunoscut acum 20 de ani când am venit în comuna dumneavoastră, nu vă mint și în continuare cred că sunt capabil să transform comuna Liești în cea mai înfloritoare comună din județul Galați sau cel puțin de pe ruta Tecuci-Galați. Dacă le place, dacă nu le place, dacă vă cred sau au dubii, lucrurile astea se vor vedea pe data de 5 iunie, în ziua alegerilor la Liești. Domnule primar, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit la noi în emisiune, vă mai așteptăm. Iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, la revedere, seară frumoasă! Și eu vă mulțumesc și vă aștept sâmbătă și duminică la Liești, unde avem două zile de sărbătoarea Salcâmului, acea tradiție reînviată tot de către noi, echipa liberală. Mulțumim!